Ce se va întâmpla în noul episod din Heartwound? Se vor despărți Aisha și Ferit. Va primi Mirza ce vrea de la Aisha? Ce se va întâmpla între Azadeh și Aisha? Toate și mai multe acum în acest videoclip. Înainte de a trece la videoclipul nostru, dacă doriți ca Aisha să nu-și piardă copilul, nu uitați să distribuiți videoclipul nostru. Deși Aisha este atât de bun la inimă, toate lucrurile rele îl găsesc întotdeauna pe Aisha. Cu această bună intenție, ea poate îndura orice rău din viață, dar nicio mamă nu poate suporta durerea de a-și pierde copilul. De altfel, Aisha, care a mâncat dulciurile pe care Hande le trimisese cu o femeie aranjată de ea, a căzut în durere și s-a prăbușit la pământ. Deși l-a sunat pe Ferit, nu a răspuns pentru că Ferit era ocupat să se încurce cu remorca Mirazei în acel moment. Chiar atunci când Mirza a sunat-o pe Aisha, a înțeles situația lui Aisha și a salvat-o. Din păcate, copilul nu a putut fi salvat, deoarece starea lui era tulburată. Ferit nu i-a spus imediat lui Aisha că copilul nu poate fi salvat. Când Aisha a aflat că a pierdut copilul, lumea ei a fost devastată. Era atât de supărat încât era mai rău decât moartea. În acest proces, Ferit va ascunde de el ceea ce s-a întâmplat. Când va afla Aisha, va fi supărată pe Ferit, dar Ferit va fi în continuare singurul ei susținător. Atunci Azadeh Han va afla ce s-a întâmplat. De data aceasta însă, va face tot posibilul pentru a-l sprijini pe Aisha. Îi va cere chiar să se stabilească în conac. Azadeh va fi alături de Aisha în acest proces dificil. Cu toate acestea, nici Azadeh, nici Ferit Mirza nu sunt conștienți de ceea ce vor să facă. Obstacolul în fața a ceea ce dorea Mirza de la Aisha era copilul. Deși lui Hande îi va plăcea foarte mult când Aisha își va pierde copilul, de fapt, Mirza o va beneficia cel mai mult. Odată cu înlăturarea obstacolului din fața lui, Mirza își va accelera eforturile pentru a obține ceea ce își dorește de la Aisha. Ce credeți, va putea Mirza să obțină ce vrea de la Aisha? Acum să vedem împreună ce s-a întâmplat în ultimul episod. A adus-o pe Aisha Ferit la spital și a ascultat bătăile inimii bebelușului. Au trăit această perioadă frumoasă împreună și au plâns împreună. Nu știe ce să facă cu visul bebelușului lor împreună, făcându-i fotografia cu ultrasunete. Ferit nu se potrivește și deja se grăbește să dea nume. Cu toate acestea, Mirza, care le va umbri entuziasmul, nu-i lasă nicio clipă în urmă. Hande, pe de altă parte, și-a pus treptat în practică planurile de a se căsători cu Yaman. De fiecare dată, l-au chemat pe Yaman lângă el și au început să vorbească împreună. Încearcă să intre în mintea lui Yaman și să dea semnale că va fi alături de el treptat. Aisha este foarte fericită acum că are propria ei casă. La fel, Ferit face tot posibilul să se odihnească acasă pentru ca Aisha să nu obosească niciodată. A rezolvat telefonul lui Ferit Baha prin prietenul său. Cu toate acestea, fără a oferi aceste informații poliției, el nu poate ști cum a fost luat Hüseyin și cine a făcut plângerea. În timp ce Hande și Yaman vorbesc, Ferit vine. Deși Hande crede că Ferit s-a făcut bine în curând, Ferit spune că va afla ce s-a întâmplat. Îți spune că și tu vei afla ce face Hüseyin Bey, ignorând furia lui Hande. Când Yaman intervine și îi cere să nu ceară socoteală, Ferit se înfurie și îl lovește cu pumnul pe Yaman. Yaman răspunde în același mod și îl lovește pe Ferit. Între timp, Zumrud Han vine și strigă, cerându-i lui Ferit și Yaman să părăsească casa. Când Ferit pleacă, Hande nu vrea ca Yaman să plece. După ce a vorbit o vreme cu Yaman și a încercat să-l seducă, Yaman pleacă și el din casă. Între timp, Azadeh Han și-a împachetat valiza pentru a-l trimite pe Sadet în conac și i-a spus să plece. Pe de altă parte, Hüseyin vrea să-i se închidă toate conturile pentru că crede că Zumrud este cel care s-a plâns de el. Între timp, Ferit a adus mâncare Aisha. Aisha, în schimb, vede pata de sânge de pe fața lui Ferit și întreabă ce s-a întâmplat. Aisha se înfurie foarte tare când Ferit încearcă să-l petreacă cu scuze. Când îi spun copilului meu că nu vrea un astfel de tată, Ferit se înfurie și pleacă din casă. Când Ferit iese din casă, el se duce imediat la Fertna și vorbește cu ea. Între timp, Aisha vine după el și ascultă ce spune Ferit. Când Ferit îl observă pe Aisha și se întoarce, Aisha spune, indiferent de ce s-ar întâmpla sau dacă ești supărat, nu mă părăsi.
Ferit răspunde spunând că nici eu nu am vrut să plec. Apoi se îmbrățișează și se împac. Mirzaș petrece timpul în rulota lui. Între timp, Aișe și Ferit sunt în drum spre casă cu mașina. Mirzal sună pe Ferit și îi spune să facă operațiunile magazinului pentru a doua zi. Cu toate acestea, Ferit se enervează pe Mirzaș și îi spune să sune mâine. Între timp, Mirzal insultă imediat pe Aișe și spune că ți-am încredințat magazinul. Cu toate acestea, Ferit se înfurie din cauza asta și închide telefonul. Yaman a aflat de la Sadet că era mătușa Bediei și a vrut să meargă la Bahtiar și să ceară socoteală. Cu toate acestea, Bahtiar răspunde că ți va fi dificil să înveți Bedia după ce ai aflat despre tatăl tău. Azade a început să-l suspecteze pe Adnan și acum îl urmărește. Între timp, Huzein avea toate cardurile familiei închise. Zumrud Khan și mâna nu mai pot cheltui în niciun fel. În conac, el face tot posibilul să-i fie de ajutor Leman Azade Khan. Cu toate acestea, Azade a avut răbdare și l-a certat pe Leman. După aceea, Sinan și Azade au rămas singuri. Azade este foarte supărat din cauza absenței lui Ferit și a nu-și putea sărbători ziua de naștere. Singura consolare este Sinan. În timp ce Aișe și Ferit iau micul dejun, Aișe are ceva în minte. Când Ferit îi cere lui Aișe să spună, Aișe spune că vrea să lucreze într-o cafenea. Cu toate acestea, Ferit nu are deloc încredere în Mirza. Cu toate acestea, când Aișe spune că vrea să lucreze la cafenea, nu suportă, iar Ferit este de acord. Când Zumrud Khan îl vizitează pe Huzein în închisoare, Huzein începe imediat să vorbească cu Zumrud. Huzein crede că Zumrud este cel care s-a plâns de el. Văzând această stare a lui Zumrud, Huzein își dă seama că a anulat conturile din această cauză. Chiar și după ce Zumrud spune că nu m-am plâns de tine, Huzein nu se liniștește. Emerald scuipă în fața lui Huzein după ce s-a întâmplat și pleacă de acolo. După ce Aișe o trimite pe Ferit departe de casă, ea își face planuri să facă pregătiri pentru ziua de naștere pentru Ferit. Între timp, Ferit este obsedat de Mirza și aranjează un bărbat să-l investigheze. Yaman a fost concediat de la compania Sankaksadelerin. Cu toate acestea, el urmărește unele planuri de a intra în companie. Adnan, pe de altă parte, a fost de acord cu partenerul Yaman aranjat în companie. El a dat toată responsabilitatea construcției hotelului lui Sinan. Între timp, în timp ce Aișe își face planuri de ziua lui Ferit singura acasă, sună soneria. O femeie care s-a prezentat drept vecina ei la ușă a venit cu un desert în mână. Femeia care spune că este în vizită de bun venit îi dă desertul în mână. Aișe, în schimb, spune că are poftă de dulciuri și imediat începe să mănânce dulciuri. Cu toate acestea, mai târziu se dezvăluie că femeia a fost trimisă de Mirza. Merge la Ferit Huzein și spune că știu că Baha a făcut un videoclip și tu l-ai ucis pe Baha. Deși Huzein neagă, Ferit merge puțin mai departe și spune că Huzein și-a ucis fiica pentru că o bântuia. Între timp, Aișe a venit la cafenea. Cu toate acestea, din moment ce nu a aflat de Ferit, i-a trimis un mesaj la telefon. Apoi îi spune lui Mirza că vrea să lucreze. Mirza, în schimb, încearcă să o lase pe Aișe în pace și să-i câștige încrederea. În timp ce pleacă, Mirza vorbește cu o persoană pe nume Dede și îi spune că Aișe a acceptat postul și că acum pot trece la a doua etapă. De îndată ce Ferit pleacă de partea lui Huzein, îl sună imediat pe Aișe. Când află că Aișe a fost acceptat imediat la slujbă, suspiciunea lui față de Mirza crește. Apoi au convenit să se întâlnească seara. Între timp, doamna Zumrud este acum fără bani. În timp ce vorbește cu servitoarea ei, Hande vine la ei. Tocmai atunci, niște bărbați înarmați fac raid în casă. Au percheziționat casa pe motiv că Huzein avea datorii. Totuși, tot ceea ce s-a întâmplat nu este altceva decât planurile lui Hande. Scopul lui este să-și facă mama să părăsească casa și să se stabilească cu Yaman. Între timp, Ferit îl urmărește pe Mirza. Când află că a mers la spital, Ferit se duce imediat la spital. Se confruntă cu Mirza și o întreabă ce face. La acea vreme, are un dosar al lui Aișe. Se acoperă și îi spune lui Ferit că este un chirurg nou numit la spital. Ulterior, Ferit o avertizează implicit pe Mirza. Hande a făcut ce a vrut și în cele din urmă a reușit să se arunce în casa lui Yaman.
Deci Betul este foarte inconfortabilă cu această situație, ea încearcă să nu-i o arate lui Zumrud Han. Betul nu vrea ca Hande să rămână în această casă, indiferent de situație. Yaman, neștiind totul, a început să cadă în capcana lui Hande. De aceea Betul se enervează pe Yaman și pleacă din casă. La fel, Adnan a căzut în capcana lui Sadet. Sadet a reușit să-l înșele pe Adnan cu cuvinte frumoase. Adnan, în schimb, nu are nicio intenție să-l lase pe Sadet în urmă. Ferit, îl sfătuiește pe prietenul său Ender să-l urmeze pe Mirza. La câteva minute după plecarea lui Ender, sosește fratele său Sinan. Cu toate acestea, nu vrea să stea lângă Ferit. Când Ferit cere contul, chelnerul spune că fratele tău a plătit nota ca cadou de ziua de naștere. Ferit îi mulțumește și pleacă liniștit din restaurant. Aisha a pregătit un tort de ziua lui Ferit. Cu toate acestea, în acest moment, are dureri de stomac. Chiar dacă Muge întreabă ce se întâmplă, Aisha spune că este normal și compensează situația. După ce durerea ei dispare, o vede pe Betul stând afară plângând. O cheamă imediat înăuntru și încearcă să o consoleze pe Betul. Între timp, Bedia a venit cu zeitin de ziua ei. Azadeham are durerea să aibă o zi de naștere în afară de Ferit în conac. Între timp, vine Zumrud și încep să vorbească. Zumrud îi spune lui Azade despre toate. După ceea ce s-a întâmplat în Azade, el promite că îl va ajuta pe Zumrud Ham financiar și moral. A purtat rochia pe care a cumpărat-o Aisha Bedia și era foarte frumoasă. În acel moment, Mirza vine și îi întâlnește pe cei de acolo. Ferit continuă să pună la îndoială trecutul lui Mirza. Pe măsură ce pune întrebări, începe să găsească lucruri diferite. Ferit vine la cafenea și este foarte fericită să vadă că Aisha nu și-a uitat ziua de naștere. Apoi vine Mirza și cântă la chitară și îi cântă un cântec pentru Ferit după un discurs prost. În acel moment, Sinan a venit și i-a dat lui Muge cadoul pe care l-a cumpărat pentru Ferit, fără să fie văzut de nimeni. Betul părăsește Aisha și vine acasă la Yaman după sfatul lui Aisha. După ce i-a spus lui Hande că vom fi foarte fericiți ca Aisha și Ferit, Hande se înfurie foarte tare. Ferit a suflat tortul aniversar și prăjiturile au fost mâncate. Cu toate acestea, Aisha o doare din când în când stomacul. Se întorc acasă după ziua de naștere. Au rămas însă afară pentru că au pierdut cheile casei. Aisha, în schimb, a fost precaut și a lăsat cheia de rezervă în ghiveciul cu flori. Când Aisha se trezește cu un coșmar, este foarte transpirată și se simte foarte rău. Când se dă jos din pat și se duce în sufragerie, îl doare foarte tare stomacul. Cu toate acestea, nu a mai suportat durerea și a căzut la pământ. Deci Sorachi o sună pe Ferit, Ferit nu ridică telefonul. Mirza, care se află în cafenea în spatele ei, o sună pe Aisha și o aude pe Aisha spunând că sunt pe moarte. Între timp, Ferit și Ender sunt în rulota în care stă Mirza, căutând ceva despre Mirza. Femeia care vine la Aisha și dă dulciuri în rolul de vecină se dovedește a fi cineva aranjat de Hande, nu a lui Mirza. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. De asemenea, puteți împărtăși videoclipul nostru cu prietenii tăi, astfel încât aceștia să poată urmări ce s-a întâmplat în Heartwound. Ne vedem în următorul videoclip. Să ai grijă de tine! La revedere!